Salariile în plic se bucură de o mai mare popularitate în Moldova. În ciuda tuturor presiunilor și amenințărilor din partea autorităților, mai mult de 40% din locuitorii țării preferă în continuare să primească salariul în plic. Aceste date se conțin într-un studiu realizat de compania Mangenta Consulting. Astfel, la întrebarea "preferați să primiți un salariu mai mare în plic?", 41% din participanți au răspuns afirmativ. Rezultatele sondajului arată că acest punct de vedere este exprimat mai mult de persoanele tinere. Experții în economie susțin că acesta este rezultatul unei politici fiscale agresive și neechilibrate, care este promovată de către autorități. În consecință, atât cetățenii cât și mediul de afaceri încearcă să se ferească de achitarea impozitelor și preferă achitările salariilor în plic. În acest sens, în Republica Moldova se dezvoltă activ economia tenebră, afectând serios bugetul de stat. На экономике это однозначно сказывается плохо, потому что сегодня у нас как бы официально уже признается всеми экспертами, что половина, некоторые говорят больше половины, статистика говорит, что чуть меньше половины и так далее, у нас в тени экономики. И это понятно, это нехватка налогов, это скудный бюджет, это те же самые пенсии и так далее. Но дело в том, что у нас и физические лица, то есть люди, и бизнес, они поставлены в такие крайне жесткие условия выживания. И поэтому, с одной стороны, работник хочет получить как можно больше, а работодатель хочет уплатить как можно меньше, то есть иметь меньше затраты и издержки. Studiul mai arată că totuși 42% din respondenți ar prefera să primească chiar și un salariu mai mic, dar oficial. Această opinie este caracteristică mai mult a angajaților din structurile de stat, medici, profesori, ingineri. Sondajul mai arată că tinerii sunt cel mai puțin cointeresați în ziua de mâine. Însă, odată cu înaintarea în vârstă, fiecare respondent tinde spre stabilitate, inclusiv la un post de muncă stabil cu un salariu permanent care va asigura o pensie decentă.